Mai bine de 20 de persoane din raionul Cantemir au fost diagnosticate anul trecut cu tuberculoză. Identificarea cazurilor a fost posibilă grație unui proiect implementat cu suportul organizației non-guvernamentale Pas cu Pas. Asociația a asigurat transportarea persoanelor din grupele de risc la centrele medicale în vederea efectuării investigațiilor necesare. Ne-am programat să fie investigați 480 de pacienți din 17 localități. S-au investigat 784 de pacienți, deci din 40 de localități, împotriva la 17 care s-au programat. Ce mai faci? La punct, da? Da. Da, băi. Trebuie lecuit. Acești bărbați au fost colegi de școală, iar acum în fiecare dimineață se întâlnesc la oficiul medicilor de familie pentru a-și lua pastilele împotriva tuberculozei. Valentin are 55 de ani și a fost diagnosticat cu tuberculoză anul trecut, grație suportului oferit de asociația Pas cu Pas. În localitate au fost depistate în total 9 persoane cu tuberculoză. Bărbatul spune că s-a îmbolnăvit de tuberculoză din cauza condițiilor grele de muncă. Mult timp am lucrat ca șofer. Până s-a terminat cu șoferia, am început cioban la oi, cu vasile. Și mă gândesc că cu căldură numai într-o cămașă și venea câte un nor de ploaie rece. Cred că de la asta s-a început. Tot mă durea, tot. Mereu ca așa mereu. Pândeam așa niște iarbă mai mari, mă trândeam acolo. Trebuie să ne o să mă ajute. Timp de 5 luni, bărbatul a fost internat în spital. Acum continuă tratamentul ambulator. Tare din inimă să-mi țăs, dar păsile înghit, parcă aici ședele. Trebuie să mai beau apă, să-i dau. Iar soția lui Valentin administrează pastile pentru a preveni dezvoltarea tuberculozei. Păi avem un an și... Un an și 3 luni. 3 luni. Da. În stănesc și mai cam supără, dar de acum mai râd. Dar eu fost rău tare, tare. Ei, când am păzut într-o noapte, la ora 2 de noapte, așa, pe asta, dormitor. Andrei a muncit toată viața în calitate de paznic la o brigadă din localitate. Bărbatul în vârstă de 56 de ani spune că adesea a fost nevoit să îndure frig, iar acest fapt s-a răsfrânt asupra sănătății. Cum eram paznic la o brigadă de tractoare. Și mă rog că avem zilnic cu 100, că jumate noi așa era smena la noi. Una că fumam. Și acolo, iarnă, când era tot, mă rog, facem noi focul, da? Mulți ani am stat cam prin bordei, pe la iete, eu, și poate de atâta, poate cam, vă spun că cam eram cam de ducă. Tratamentul la spital, în cazul lui, a durat mai bine de 4 luni. În 2014 tot am ticat cu plămâi. Și acum, 2017, în septembrie, tot am început, parcă mi s-o pără că, mă rog, o glumă. Și am început, parcă n-am mâncat, slăbit. În fiecare zi, bărbatul administrează pastile împotriva tuberculozei, fiind monitorizat în acest sens de o asistentă medicală. Da, mulțumesc, văd că m-am pornit, nu să la acolo la cei care de ducă. Merg în picioare. Am ascultat medicul și mi s-a spus, am urmat tot și m-a lămurit și merg parcă înspre bine. Un rol important în depistarea precoce a maladiei este deschiderea și comunicarea oamenilor, spune asistenta medicală. Deodată oamenii nu prea vroiau, nu prea conștientizau, pentru că noi trebuie, cum noi lucrăm cu grupele de risc. Și nu prea înțelegeau lucrul acesta, dar pe urmă, făcând primul pas, au înțeles și deja se adresau și singuri. Anul trecut, la Pleșene, au fost tratate de tuberculoză 3 persoane. Un eveniment important pentru noi a fost pentru că am avut cazurile, au fost tratate, n-am avut eșec.
ultimul trimestru 2017 s-au tratat 7 și 3 în anul acesta, 2018. Și sunt pe cale de a termina tratamentul încă 3 persoane. Cu ce am putut, din partea administrației publice, am contribuit. Eu sunt oameni care înțeleg, vin permanent la Oficiul Medicilor Familiei, primesc tratamentul necesar. Este o boală care poate fi vindecată, trebuie depus efort. Dacă sunt depistat, sunt tratat și deci probabilitatea de infectare a altor consătieni al lor este mai puțină odată ce primesc tratament. Consultațiile profilactice la medicii de familie ar reduce din riscurile de răspândire a bolii, cred oamenii din partea locului. Trebuie numai decât cât cu grămada lumii să îmbolnăvesc. Iată, azi a fost rentgenul la noi. Noi am adresat Măhălaua să ducă, să treacă, că-i fână bani. Trebuie tratați, că nu să mă lipsească alți oameni. Rezultatele bune în depistarea precoce a maladiei în raion e determinat pe reprezentanții din sistemul medical să deruleze și alte proiecte. Și acest deci, rezultat ne-a făcut pe noi lucrătorii medicali să nu lăsăm corespunzător mâinile în jos și această depistare să fie prelungită. Și am, în așa mod, am hotărât cu concursul Institutului de Fiziopulmonologie, radiograful digital mobil s-a deplasat în satele raionului, unde s-au investigat grupele de risc în toate satele care ne-am programat. Și dă rezultate bune, deci este receptivitatea persoanelor din grupa de risc, fiind aparatul radiologic digital mobil adânși în sat, ei merg și fac investigația. Potrivit datelor statistice, în raionul Cantemir sunt înregistrate aproape 50 de persoane afectate de tuberculoză. 6 dintre acestea sunt internate în Institutul de Ftiziopneumologie Kiril Draganiuk din Chișinău.